Oamenii din județul Brașov sunt puși pe fapte mari atunci când vine vorba de mișcare și de o viață sănătoasă. Abonații din județul Brașov, aflat în top 5 la nivel național după numărul de persoane cu acces în cea mai mare rețea de centre sportive din țară, au făcut anul trecut 167.000 de ore de mișcare, echivalentul la 19 ani și 7.000 de zile. Potrivit unui studiu care a analizat activitatea abonaților Seven Card, din perioada ianuarie-decembrie 2018, sportivii brașoveni au consumat 83,4 milioane de calorii. Devine o obișnuință lucrul de a face mișcare și de asemenea cresc foarte mult, iau amploare sporturile de nișă. Fitness-ul și aerobicul tradițional scad în relevanță și cresc sporturi precum yoga, pilates, spinning, arte marțiale. Anul 2018 a fost anul cu cea mai intensă activitate în rețeaua Seven Card, abonații realizând 1,8 milioane de ore de mișcare, echivalentul la 213 ani și au consumat 1 miliard de calorii. În Brașov, la finele anului 2018, erau aproximativ 4.500 de abonați Seven Card. Conform reprezentanților Seven Card, în Brașov, sportul este practicat în special de bărbați în proporție de 51%, iar femeile aleg să facă mișcare la sală în proporție de 49%. Vârsta medie a abonatului brașovean a fost anul trecut de 30 de ani, dar cele mai multe vizite în centrele sportive le-au avut cei de 29 de ani. Cel mai tânăr abonat a avut 7 ani, iar cel mai vârstnic 66 de ani, ambele de sex feminin.